Bună seara! La voi e bună dimineața? Da, bună Da, la dimineața. noi e ora 7, sunt Oleg Brega, la București, în drumul taberei. Probabil tot din București e și Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. În fiecare luni, miercuri și vineri seara ne propunem să avem discuții verde în față, să abordăm problemele României și ale lumii sub aspect, prin prisma doctrinei verzi. Azi am putea să vorbim despre Ziua Internațională a Protecției Copilului, am putea să vorbim despre cel mai bătrân bărbat din lume care a fost atestat de către Cartea Guinness ca fiind din România, un bărbat de 111 ani, deci iată, suntem o nație longevivă. Totuși, ne vin vești mai îngrijorătoare și mai de actualitate de peste ocean, din Statele Unite, unde acum câteva zile un cetățean de culoare, un bărbat de 46 de ani, fix de vârsta mea, a fost omorât de către un polițist în stradă, filmat de către cineva, și asta a înfuriat foarte multă lume, nu doar minoritatea de culoare, ci au ieșit foarte mulți oameni în stradă protestând, cerând, nu știu, justiție cel puțin, pentru că s-au mai întâmplat astfel de cazuri. Și ne amintim că s-a întâmplat și în România, chiar foarte recent, acum pe durata pandemiei, s-au întâmplat abuzuri pe bază de ură, de dispreț rasial, abuzuri polițienești sau abuzuri ale statului împotriva cetățenilor. De asta, iată, suntem mai mulți oameni, multă lume îngrijorată de această situație și mai ales de protestele violente din Statele Unite. Și mă grăbesc să vi-i prezint pe Raul Galan. Galan. Raul Galan, un coleg al nostru verde care a mai participat în această emisiune, dar a fost de mult și îmi pare rău, am uitat cum să-l prezint. De asemenea, mai e cu noi colegul nostru Geo Negrușer, care e în Marea Britanie, înțeleg, nu? Și acolo tot au fost astfel de proteste. Și mai sunt domnii Radu Popa și Chris Garvan, care sunt simpatizanți ai noștri, sper, oricum activiști de drepturile omului. Toată lumea are de spus ceva despre ce se întâmplă în Statele Unite. Și cum ziceam, Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. Rog pe cei din America, Raul Galan sigur e în Statele Unite acum și poate să ne spună la cald, la fierbinte, că e chiar în orașul acela de unde a pornit avalanșa, să zic așa, să ne spună care e atmosfera, așa cum o vedem noi la știri, sau mai grav de atât, dacă a ajuns președintele Trump să se ascundă pentru o oră într-un bunker. Ce nu se vede de aici? Pornește microfonul. Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da, vezi, Raul, că astupi microfonul, eliberează microfonul. Îmi cer scuze. Perfect. Da, spuneam că sunt în statul de lângă, în Michigan acum, însă și Aha. aici sunt proteste. Chiar acum, prietenii și colegii mei sunt la un protest aici în Ann Arbor, unde sunt eu. Cred că, din punctul meu de vedere, situația e absolut șocantă, însă deloc surprinzătoare. Da? Adică, ceea ce vedem, ceea ce se întâmplă, cauzele protestelor, nu sunt de acum, imediate, recente, ci sunt de zeci de ani. În ultimele săptămâni au fost, cred, aproape 10 civili negri uciși de poliție, printre care o femeie gravidă în 7 luni, cu 7 gloanțe în spate. Problema e că și în Statele Unite, un tânăr sau un bărbat negru e de 2 ori mai posibil să fie ucis de poliție decât unul alb. Problema e că polițiștii nu sunt nici măcar arestați, nu sunt anchetați. Polițistul care l-a ucis acum pe bărbatul de 46 de ani, pe George Floyd, să nu uităm cum l-a ucis. A stat timp de 9 minute cu genunchiul pe gâtul lui, deși bărbatul respectiv striga că nu poate să respire. Nu a contat. Și Șeful poliției din Minneapolis a răspuns. deși A ultimele două răspuns minute pro. deja nu se mai mișca, așa am văzut din Da, anchetă. exact. Dar polițistul respectiv
Asta e al treilea om pe care l-a ucis. A mai ucis un american, un indian american, un Native American înainte. Și încă și are 18, asta este al 19-lea incident pe care îl are. Nu a fost arestat niciodată până acum, nu a fost anchetat, a rămas polițist. Deci asta e prima, din punct de vedere a cauzelor care au declanșat aceste proteste. E faptul că civili sunt uciși unul după unul, fără să facă nimic, și nimeni nu e tras la răspundere. Dimpotrivă, vedem că sunt polițiști care sunt membri ai Ku Klux Klanului, vedem că sunt polițiști care practic pot să facă absolut orice fără să fie trași la răspundere. Ku Klux Klan, precizăm, deci este o tensiune mare din această cauză. Ku Klux Klan, precizăm, e o mișcare rasistă, neonazistă sau veche, protonazistă, nu? Că e de secole în Statele Unite și încă nu a dispărut. E considerată de guvernul Statelor Unite, e considerată o organizație teroristă. Deci da, sunt scoși în afara legii cam pe același palier cu ISIS-ul și cu Al-Qaeda. E o organizație teroristă. Și totuși funcționează. Și totuși funcționează în clandestinitate, bineînțeles. Apoi vedem în timpul protestelor, care la început au fost pașnice, vedem faptul că au devenit violente în primul rând pentru, mă rog, eu ceea ce aud și ceea ce au devenit violente în primul rând pentru că au fost foarte multe escaladate de poliție, dar au fost și foarte mulți, se spune, polițiști în civil trimiși care să spargă geamuri, să creeze violență, la fel cum s-a întâmplat și în România în timpul protestelor, când au fost trimiși ultrașii în piață, printre manifestanți, să creeze violență și să incite violență. La același lucru se întâmplă și aici. Și vedem atacuri teroriste în care persoane, cred că sunt teroriști care susțin supremația albilor, au intrat cu mașinile, cu tirurile în manifestanți. Sunt și ieri și alaltă ieri s-a întâmplat în care mulți manifestanți au fost chiar uciși de către persoane care au intrat, exact cum a făcut ISIS-ul în Londra, în care au luat mașini, sau în Bruxelles, au luat mașini și au intrat în manifestanți, la fel se întâmplă și acum în Statele Unite. Deci vorbim de terorism, practic, mai ales împotriva manifestanților. Are cineva vreo explicație, domnule Garvan? Aveți vreo explicație de ce se întâmplă așa? A avut cumva efect, nu știu, atitudinea superioară a președintelui Trump? A fost cumva o încurajare a mișcărilor radicale? Nu, eu nu cred că a fost ceva provocat de numai președintele. Este ceva care a fost planificat și foarte bine organizat. Și nu e ceva care se întâmplă numai de acum, este de mult timp. Și din păcate acum, pentru că ce s-a întâmplat nu a mers bine cu România mea nu e așa de bună. Încerc să mă exprim, dar e cam greu. Spuneți în engleză că înțelegem și noi câte ceva. Da, manifestele astea nu sunt nu e ceva care a fost, sunt oameni care sunt foarte paznici și nici nu arată oamenii care sunt paznici și care chiar nu vreau să distrugă. Sunt oameni buni acolo, dar nu arată asta la televizor. Eu ce am văzut de la prietenii mei, întotdeauna poliția sunt instigatori și acolo începe. Instigează și formă, începe toată mentalitatea de la toată lumea. Mob effect. Păi asta vă întrebam, ce justifică comportamentul abuziv al polițiștilor? Că unii polițiști sunt și ei de culoare. Chiar șeful celor patru a apărut azi la televizor, e un șef de culoare și a zis că i-a dat afară. Pe toți, chiar cei care n-au participat dar au asistat, i-a considerat complici și i-a dat afară, i-a concediat. Ce justifică? Cum se explică comportamentul abuziv al polițiștilor în astfel de cazuri? Pot interveni și eu aici? Da, da, Silviu. Am urmărit la CNN în ultimile zile
comportamentul polițiștilor. Se pare că în unele state am văzut poliția cumva și-a cerut scuze, dar aici vorbim de atitudinea poliției, care să știe că în Statele Unite, mai ales în aceste state, să zicem, sudice, acele unde există o tentă de rasism, unde polițiștii cumva sunt în curentul ăsta rasist. Ei, dacă ați observat, cum a zis și Chris, în anumite state chiar au încurajat, adică au intrat în mulțime, i-au instigat într-un fel, și atunci să ne mirăm că se întâmplă și incendii, să zicem, s-au făcut distrus. Tot timpul se întâmplă lucrul ăsta, timpul protestelor, pentru că acum un discurs, de fapt, pe care Trump, am văzut că îl ia în brațe, este că aceste proteste, de fapt, nu sunt niște proteste pașnice și că urmăresc să facă, să distrugă, și încearcă să ducă discursul public cumva spre o tentă de răzbunare cumva a populației de culoare, și în loc să aplaneze cumva conflictul, se pare că Trump ori nu a fost consiliat. Aici poate să ne spună mai mult colegul Raul sau Radu Popa de atitudinea lui Trump și a celor de pe lângă el, care nu știu să-l consilieze în ceea ce privește, pentru că e un fenomen care ia amploare și nu știm cum se va întâmpla, pentru că dacă nu este bine handling de către Trump și celălalt, poate să degenereze. E clar că trebuie să fie o schimbare în legislație, deja să și cere în schimbare chiar în Constituția Americii, să cere, acum e obligatoriu, iar aici cumva mișcările sociale vor forța lucrul ăsta. Cred că și Partidul Democrat va fi angrenat în acest, că deja a intrat în luptă ca devint electoral la acest protest. Domnule Popa, dumneavoastră tot în Statele Unite sunteți? În Los Angeles. Auzeam că s-a instituit stare de asediu, nu? Washington, în tot statul California. Da, deci noi nu avem voie să ieșim din casă după ora 6, după amiază. E stare de război. Până dimineața, n-aș spune chiar stare de război, până dimineața când răsare soarele, pe la 5:30-6. Dar nu are mare efect, pentru că asta este o mișcare socială, deci n-ai cum să oprești cu câteva zeci de mii de polițiști, sute de mii de oameni. Păi da, au scos și armata, sau ce e asta, Garda Națională, ce e? E un fel de jandarmerie sau chiar armată? Este un fel de jandarmerie care nu sunt angajați la stat, ci foști militari, sunt foști polițiști, da? Da, activează cumva ca un fel de rezervă la inundații, la evenimente de forma asta, și sunt mobilizați cumva local. Poliția e total depășită din punct de vedere al numărului de persoane. Deci chiar dacă adun toate forțele de securitate pe care le poate aduna statul, ei nu poate să țină pasul. Uitați-vă ce se întâmplă zilele astea în Portland, în Oregon, în care pur și simplu sunt câteva sute de polițiști la câteva zeci de mii de demonstranți în mijlocul orașului, la Portland State University. Ca să mă întorc înapoi la întrebarea dumneavoastră, deci ne aflăm în următoarea situație în Los Angeles. Tensiunea socială este îngrozitoare, este agravată de COVID. La americani, 30 de milioane de oameni și-au pierdut 10% din populație și au pierdut jobul într-o singură lună. Sunt oameni care au mici business-uri, pentru că asta este baza economiei americane, fiecare om face ceva. Da? Sunt oameni care au mici business-uri, care nu mai pot plăti chiria, la business. De exemplu, dacă eu am o frizerie și a fost închisă 2 luni, eu tot trebuie să plătesc chiria. Sunt oameni care nu-și mai pot plăti ratele la case. Băncile nu te iartă. Și pe fundalul ăsta de nervozitate și incertitudine și frică, dacă doriți, și ei sunt, îi respectă legea, vine un asemenea eveniment peste state care sunt pe coaste, care sunt mai libertariene așa ca mentalitate, vine un asemenea eveniment care chiar că îi enervează pe oameni. În Los Angeles le spune să nu ieșim din casă după ora 6. Păi cum să nu ieși din casă când tu în downtown Los Angeles, acum tu ai 40.000 de oameni care dorm în stradă. 40.000 de oameni este că sunt din Craiova. E cât stadionul din Craiova. Și ei deci, n-au unde să se ducă, acolo e casa lor.
unde să stai în casă? Adică oamenii sunt chiar că sunt cu capsa apusă. Plus, președintele Trump este complet depășit de o situație complexă, pentru că ca orice om simplu la minte, el tratează o situație complexă cu toporul. El are o soluție simplă. Ăia sunt radicali, Antifa ăia care sunt pro-mediu și pro-anarhist. Ăia sunt toți radicali, teroriști. În mintea lui totul e simplu și atunci a mers când a cucerit puterea politică. Pentru că oamenii simpli doresc o soluție simplă și Trump promitea o soluție simplă. Dar nu poți să rezolvi o soluție complicată cu un om simplu la minte. Asta e mare, mare problemă. Și ca să răspund colegului care, cred că domnul Silviu Dumitru spunea mai devreme, că nu este sfătuit Trump bine. Păi cine e sfătuit mai bine pe lumea asta decât președintele Statelor Unite? Trebuie numai să deschidă urechile, că în spatele lui este cea mai mare instituție politică și socială din lume, care e Departamentul de Stat american. Totuși îl scapă la Twitter și acolo pe Twitter e fără consilieri. Da, el este, dacă el ar fi dispus să fie informat, el ar fi super informat, dar din câte am aflat noi zilele astea, săptămânile astea, omul ăsta adorme, nu mai poate să țină pasul mental cu informările de dimineață de la agențiile de spionaj, de la CIA. Are și, deci o vârstă, respectabilă. Da, obosește mental, el nu are capacitatea de a înțelege un sistem complex. Și cred că asta se întâmplă, o administrație rudimentară la minte, din cauza lui, care și-a pus pe FISA consilieră și pe generică consilier la Casa Albă, da? O administrație total rudimentară la minte, încărcată de un sistem îngrozitor de complicat. Deci sunt cauze mult mai profunde decât ce crede el că poate să rezolve. Cam asta cred eu că se întâmplă. Și succesul de mai ieri al lansării celor doi astronauți de o companie privată s-ar putea să fie eclipsat de acest dezastru pe fundal rasist. Și președintele în câteva zile și-a schimbat atitudinea față de COVID, s-ar putea să fie forțat de establishment, de anturaj, să schimbe atitudinea și față de revoltele stradale. Nu-i așa? El este tipul de persoană care creează dihonie ca să găsească aliați. Deci, el nu este un împăciuitor. Un împăciuitor este un om care are capacitatea de a negocia intelectual la nivelul adversarilor. El nu este tipul ăsta de om. El este un om care bagă bățul prin gard ca să stârnească niște câini să se bată între ei, ca să se dea de partea lor mai puternici. Deci, eu nu cred că el va reveni fără ajutor, adică fără să vorbească cineva din umbră, el nu cred că va reveni la normalitate. El va continua să încerce să scuze el singur mentalitățile astea unilaterale pe care le are. El e puțin... El este mai agresiv decât Antifa, dacă e să o pun pe asta. Care i-a declarat teroriști. Da, deci eu admir faptul că americanii au sistemul ăsta în care... publicul, de fapt, are foarte mare control pe instituții. Americanii, prin sistemul de vot, reușesc să pună politicieni la putere, dar americanii au simțit foarte bine că acum le trebuie o mână foarte pentru relația cu China. Dar nu au avut o mână foarte care să fie și o persoană inteligentă. Asta a fost necazul. Democrația a oferit niște panorame pe post de candidați, da? Republicanii au oferit niște oameni politici, niște animale politice toți, și a apărut această anomalie de Trump, care promitea că taie în care vie în relația cu ONU, cu China, și uite că pentru relația cu China, o relație mai dură, o atitudine mai dură o fi bună, dar pentru aplanarea conflictelor din țară, o activitate mai dură nu pare să fie soluție. Și nici pentru criza COVID se pare că n-a fost eficient. Îl întreb pe colegul nostru Geo Negrușer din Marea Britanie. Am auzit că și acolo se protestează, iese lumea în stradă. Cine sunt protestatarii și ce îi face să iasă?
Da, au fost proteste și aici, la sfârșitul săptămânii, cele despre care știu eu din presa locală, n-am participat. În general sunt persoane tinere cei care participă la astfel de manifestări. Au fost organizate în mai multe orașe din Marea Britanie, au fost și în Țara Galilor și în nord-vestul Angliei și, bineînțeles, în Londra, în Trafalgar Square, unde este ambasada Statelor Unite. Au fost pașnice aceste manifestații, cumva spontane, pentru că se vedea la tinerii care protestau că purtau pancarte improvizate din carton cu mesaje: viețile negrilor contează, tăcerea albilor înseamnă complicitate, dreptate pentru George Floyd. În sfârșit, mai multe astfel de mesaje. Dar au fost destul de pașnice. Una dintre manifestările cele mai agresive pe care le-au avut, dacă putem să spunem așa, a fost că au blocat o stradă. Dar aici trebuie luat în considerare și un alt fapt. Și încă o chestie... spectatorii de pe mașină, cei de pe trotuare, aplaudau pe manifestanți, ceea ce arată simpatie pentru ei și compasiune pentru decesul unui om în Statele Unite ca urmare a agresiunii unui polițist. O acțiune mai extremă a unor tineri a fost că au urcat pe acoperișul unei stații de autobuz în genunchiind cu pumnul mâinii drepte ridicat în semn de solidaritate cu cei din Statele Unite. Dar spre surprinderea tuturor n-au fost altercații. Poliția a intervenit foarte puțin și a reținut câțiva tineri de, chiar albi, nu erau de culoare, sub 20 de ani, și care nu au respectat practic restricțiile privind distanțarea socială și s-au apropiat prea mult de forțele de ordine, altfel n-ar fi intervenit probabil. Există mai ales că în Parlamentul Britanic, în Camera Comunelor sunt mulți reprezentanți ai minorităților. Se știe foarte bine că în Marea Britanie indienii și pakistanezii au o reprezentare destul de mare. Dacă ne gândim că în Blackburn, de exemplu, primarul este pakistanez și are a doua legislatură, în Marea Britanie de asemenea este un primar al acestei minorități, în Londra, scuzați. În Marea Britanie sunt foarte bine reprezentate aceste minorități și inclusiv în Parlament. De altfel, laburiștii au mulți reprezentanți ai minorităților în consiliile locale. Și evident că este atitudine pentru orice acțiune de natură a afecta viața minorităților. Aici însă există, din acest motiv, există și o, să zicem așa, discriminare pozitivă, în sensul că minoritățile beneficiază de oarecare sprijin din partea autorităților și agresiunea poliției este mult redusă. Eu am fost surprins venind în Londra să constat, până când s-au întâmplat incidentele de pe podul Londrei, că poliția nu este înarmată, adică nu avea nici măcar spray paralizant la ei. Au doar cătușele și atât. Însă se bucură de un respect, să zicem, din partea populației și pe acest respect își sprijină acțiunile pe care le au în situații ca cele pe care le-am amintit mai sus. Să nu vreți să știți.
așa. Da, aici poliția, clar, e practic o structură militarizată. Unitățile de poliție au chiar și tancuri în unele state. Nu putem vorbi în niciun caz de oameni neînarmați, deși și asta mă face să cred sincer că reacția poliției de acum e una organizată. Nu știu asta să fie chiar să fie așa, dar sunt unele indicii care mă fac să cred asta. Și dacă ne uităm la aici în Michigan, dacă ne uităm la modul în care poliția s-a comportat cu protestatarii de extremă dreaptă care au intrat în Congresul statului înarmați cu mitraliere și ținteau la congresmeni și congresmeni de acolo când au vrut să voteze starea de urgență, s-au comportat polițiștii extrem de frumos cu ei. N-au fost altercați, n-a fost nicio problemă. Au putut oamenii să intre cu puștile semiautomate, cu mitralierele în congres și n-a fost nicio problemă. E, acum vedem că în momentul în care nu sunt cei de extremă dreaptă cei care protestează, reacția poliției e una total diferită și eu aș spune foarte disproporționată. În al doilea rând, din punct de meu de vedere, cred că este un fenomen nou faptul că poliția a început să tragă și să-i atace pe jurnaliști, ceea ce cred că e un lucru extrem de grav. Vedem jurnaliști de la Reuters, jurnaliști de la CNN care au fost răniți. O jurnalistă de la Reuters cred că și-a pierdut un ochi pentru că a fost împușcată direct cu un glonț de cauciuc. Și asta vedem că se întâmplă dintr-o dată în multiple state, ceea ce mă face să cred că e foarte puțin probabil că așa dintr-o dată poliția să înceapă unilateral și fără să fie organizat să atace jurnaliști aiurea fără să aibă un plan în legătură cu asta. Deci acțiunile poliției mă fac să cred că este o acțiune organizată, probabil de președinte, probabil de structurile de putere, însă cu siguranță nu putem vorbi despre o deescaladare și o pacificare a protestelor, ci dimpotrivă. Și care poate fi explicația? În ajun de alegeri, Trump are nevoie de o fumigenă să nu se vadă incompetența lui pe durata pandemiei sau... Trump de ziua în care a devenit președinte a avut o problemă cu jurnaliștii, mai ales cu jurnaliștii care aveau puncte de vedere diferite de ale lui. Deci probabil că pentru minoritatea pe care o reprezintă suporterii lui, faptul că dintr-o poliție atacă pe acești jurnaliști care sunt, până la urmă nu sunt jurnaliști, e fake news totul pentru el. Și faptul că îi atacă reprezintă un gest de putere în ochii acelei minorități care continuă să fie suporterea lui Trump. Chris, dacă ești cu noi, comunici cu americanii de rând, care e atitudinea lor? E ca președintelui Trump, ca unor polițiști care pe ascuns merg și la întruniri cu Klux Klan, sau oamenii sunt diferiți? Care crezi așa că e media, atitudinea omului de rând? Păi asta cred că este ce încerca să fac. Toată lumea este împărțit. Să stă din partea lui polițiștilor sau nu stă, știi? Este și asta, este tot scopul. Mă refer nu doar la incidentul ăsta, mă refer așa față de drepturile afroamericanilor, față de drepturile latinoamericanilor, față de drepturile asiaticilor, adică e rasist americanul de rând sau nu? Doar elitele sunt deschise? Cum depinde e? Unde te duci, în ce oraș depinde ești. Unde te duci, de acord. Deci care ar fi proporția de atitudini rasiste pe care să conteze Trump și cei care incită la ură? Da, nu știu, să zicem 30. 30. Aici. 30%. Puțin, da. Va fi greu de schimbat. 30% va fi... au foarte mari resurse și sunt foarte mobilizați. Asta e diferența. Sunt 30% care până la urmă au niște resurse financiare disproporționate, se organizează foarte bine și sunt extrem de vocali și extrem de agresivi.
Cum se explică Dacă că au mai mulți vrem bani? să, Dați-le. în față de ce a spus colegul Raul, ceea din ce am urmărit la știri, se pare că a fost și ceva premeditat, pentru că, din câte știu, se comenta poliția trebuie să intervină, adică ei sunt obligați cumva să poarte niște camere de luat vederi la ei. Și în cazul ăsta n-a avut niciunul camere de luat vederi, deci se pare că a fost premeditat și în mod, cum să spun eu, comun, ei nu prea mai folosesc camere de luat vederi de când consideră, adică nu este obligativitate, cu toate că legea prevede lucrul ăsta, nu? Dar poliția se pare că nu ascultă, nu și ei cumva s-au constituit așa într-un fel de stat în stat. Există tendința asta ca poliția să se considere deasupra legii, că de-aia ei și fac ce fac, pentru că nu au fost pedepsiți. Însuși și acum am înțeles că este third degrees, este acuzat și tot publicul cere să fie first degrees, nu third degrees. Adică și ceilalți condamnați. Deci reacțiile sunt foarte lente, pe care le autoritățile sunt lente și le au sub presiunea străzii. Ceea ce demonstrează, ce spuneați voi, că cumva nu e o complicitate, dar e așa, o delăsare și nu un interes ca să rezolve problema. Dar ce vreau să remarc, referitor la atitudinea internațională față de acest lucru, Uniunea Europeană, din câte am observat, nu prea se grăbește să aibă o atitudine în acest sens. Nu știu dacă știți voi, dacă membrii Comisiei sau Uniunea Europeană a dat vreun comunicat în acest sens sau s-au exprimat, din câte știu eu, încă nu e ceva în mod oficial. Se pare că subiectul e destul de sensibil și nu vor să intre în el, cum fac Uniunea Europeană, cum a fost și cu Hong Kong-ul. Acum două, când s-a votat în Parlament, China a impus în Parlamentul din Hong Kong și a impus oamenii, acolo America, de adevăr, a reacționat, Uniunea Europeană n-a reacționat de niciun fel față de ce se întâmplă în Hong Kong și acolo faptul că democrația este dusă din ce în ce câte, adică aproape va dispărea, să pare, în China. E o atitudine a Uniunii Europene pe care noi, nu știu, nu înțelegem, dar verzii europenii, noi vom discuta cu verzii europenii zilele următoare, poate facem și acea, sigur vom face acea emisiune, pentru că vrem să dăm un semnal ca Uniunea Europeană să fie mai atentă și cum să reacționeze, pentru că problema care se întâmplă și în țări din Uniunea Europeană, aceste atitudini rasiste care își găsesc locul prin anumite țări și să și vedem comportamentul și polițiștilor și din România și din alte state față de minorități. Cumva aici trebuie să fie o preocupare și a Uniunii Europene în acest sens, că nu este numai în America, este și în Europa, sunt anumite state care au probleme cu minoritățile. Poate e o ocazie să ieșim și la proteste în fața ambasadei americane. Chit că au scos-o în marginea orașului și nu prea te mai vede nimeni, dar ar fi un semnal și pentru autoritățile noastre. Că am impresia că polițiștii cei care băteau în familia de rom de la Bolentin, nu li s-a întâmplat nimic. Nu? E tot o manifestare de rasism. Erau chiar oameni inofensivi, stăteau culcați la pământ cu mâinile la spate, exact ca Floyd ăsta, săracul, bătut de Chauvin, ce nume are și agresorul polițist, Chauvin. Râdem, dar nu-i de râs. Cum se vede de departe situația din România, dacă o urmăriți? Există paralele între rasismul de acolo și rasismul de aici? Ați observat? Porniți microfonul, vă rog, domnul Popa. Da, dacă îmi permite să Sigur. Injectez aici o opinie, cum se vede din Statele Unite. Îndrăsnesc să cred ca o replică la domnul Silviu Dumitru. Îndrăsnesc să cred că ce se întâmplă în Europa este, vedeți dumneavoastră, mișcarea asta Antifa, care este pro-mediu anarhist, nu doresc să rezolve problemele politice, este foarte mult suportată de mileniali. Și în Europa, milenialii și modernizarea Europei către cauze de mediu, și asta a luat avânt foarte puternic, și eu cred că Uniunea Europeană nu vrea să stârnească acest roi de bărzăuni. Pentru că discutăm de niște milioane de oameni în toată Europa care sunt nemulțumiți de nenumărate lucruri. De la emigrație până la deșertificarea sudului Europei, până la schimbarea
mediului, calități de mediu, poluare și asta, și cumva cred că și România ar trebui să fie cumva așa atentă la asemenea probleme, pentru că din moment ce acești oameni ies în stradă, nu-i mai trimiți acasă. Ăștia sunt oameni care vor schimbări fundamentale. Schimbările fundamentale nu le poți face cu firea dând un dictat. Schimbările fundamentale se fac în mod de la stilul nu mai tăiem niciun copac. Adică schimbări uriașe vor trebui făcute ca să aplaneze milenialii. Și eu cred că ăsta e motivul pentru care Uniunea Europeană e cumva așa circumspectă, că și ei stau pe un, pe un mușuroi de bărzăuni care abia așteaptă să le sară în cap. Da, bărzăunii ăștia e posibil să fie cumva influențați și de afară, pentru că știu de mișcarea Antifa la mine în Republica Moldova, are legături directe cu Federația Rusă. Chiar liderul Antifa de la noi susținea separarea, ocuparea Crimeei, deschis. E posibil ca și Antifa din America sau de aici, din Europa, să fie influențați de Federația Rusă, cumva pe căi latente, finanțați, impresionați? E politică. Orice fel de oportunitate este speculată de toate părțile. Și eu pot să vă citez acum nenumărați oameni care sunt asociați cu Antifa, care sunt pur și simplu pro-natură. N-au nimic de a face cu cauze sociale. Da? Deci, și dumneavoastră puteți să-mi citați mișcări din Republica Moldova care sunt Antifa, dar care sunt pur și simplu sponsorizate de Moscova. Deci problema este că s-a creat această tensiune în societate și bineînțeles că toate părțile politice profită din toate direcțiile. Stânga trage către stânga și acuză pe ceilalți că sunt fasciști, dreapta trage către cei din partea stânga a societății și acuză că sunt anarhiști, și uite așa se creează un fel de busculadă de neînțelegere în care toată lumea are dreptate. Păi și nu așa care arată democrația și pluralismul și pluripartitismul. Trebuie să fie competiții de idei, nu? Până la așa violențe, arată, până la omorârea lui Floyd. Așa arată că atâta vreme cât la intervale regulate de timp eu am dreptul fără presiune să mă duc la cabina de vot și puterea mea este cea care contează. Puterea acelui om microscopic care a votat contează, dar atunci când sistemul devine un sistem de monopol din ăsta de putere de stat, la care primul ministru face absolut ce vrea, da? Fără niciun fel de control, atunci democrația a murit. Vă referiți la Orban? Mă gândesc la orice fel de dictator, de la Putin, Orban, până la ăsta Orban din Ungaria. Deci în momentul în care instituțiile de stat au devenit așa de puternice încât nici măcar votul să nu le mai schimbe, avem o problemă. Aia nu mai e democrație. Și atunci diversitatea din societate nu este ceva de care cu care trebuie să ne lăudăm. Diversitatea în societate înseamnă de fapt încăierare între oameni care nu reușesc să mai voteze ce doresc. Raul, văd că are ceva de zis. Da, vă rog. După scuze dumneavoastră și după criteriile dumneavoastră, după părerea mea, Statele Unite nu sunt în democrație atunci. Nu sunt. Pentru că sunt cazuri, milioane de oameni nu au dreptul la vot sau sunt împiedicați să voteze la fiecare alegeri, mai ales persoanele de culoare, latinoamericani și așa mai departe, mai ales în statele din sud, nu au acces la vot în mod real. În al doilea rând, există acest monopol al celor două partide care, din multe puncte de vedere, de fapt, nici nu se diferențiază unul de celălalt. E foarte greu pentru orice altă voce care nu e pe acest, mă rog, în ideologia celor două partide să intervină. Și apoi americanii nici măcar nu își aleg direct președintele, că e acel colegiu elector care alege președintele. Deci, nu prea văd, după criteriile acestea, cum Statele Unite sunt o democrație. Și, în al doilea rând, nici măcar nu sunt parte a Curții Drepturilor Omului.
Deci nimeni nu poate până la urmă, în mod legal, să meargă la o curte internațională și să dea în judecată guvernul american, cum poate cineva să facă în Europa. Ba, se dea, poate plânge, Rusia, la ONU se poate plânge. Deocamdată Statele Unite n-au ieșit din ONU, doar din OMS. Da, și din UNESCO. Exact. Dar al doilea lucru pe care aș vrea să-l clarific e faptul că Antifa totuși aici e o mișcare foarte minoritară, eminamente albă, aproape toți membrii din Antifa sunt albi și care nu prea au avut multe de spus, sunt așa parazitari, adică au început aceste proteste mari, în special organizate de comunitățile negrilor americani, la care ei au venit și s-au alipit. Și de obicei așa se întâmplă. Dacă vă uitați, sunt foarte puține proteste pe care chiar le organizează Antifa. De fapt, ei vin pe fundul unor proteste populare și sunt așa, ca un fel de mișcare spearhead movement, o mișcare care atacă și se alipesc anumitor proteste. Nu cred că sunt foarte mulți la număr, dar din nou sunt foarte vocali și de obicei destul de violenți, însă nu aș vrea să confundăm mișcările care se întâmplă acum și mișcările populare de acum din Statele Unite cu Antifa, pentru că mișcările de acum din Statele Unite sunt mult mai complexe și mult mai eterogene. Văd că Chris nu e de acord, vrea să comenteze despre Antifa. Înțeleg că dacă o să fie scoasă în afara legii declarată teroristă, nu o să aibă de pierdut foarte mult mișcarea protestatară și ei oricum o să poată participa la proteste doar fără lozinca Antifa, fără drapel. Vrei să comentezi? Că am văzut că nu erai de acord cu Raul. Nu, bă, da, sunt de acord, că așa este. Am înțeles. Poate organizată dă vina la altcineva și toate legile astea sunt făcute să protejeze cei care sunt în putere. Cam așa este și trebuie să se schimbă lucrurile. E bun ce trebuie. Da, mai. Prea mult să comentez. Raul, aș vrea să-l întreb ce este cu mișcarea Black Lives Matter. Este un activism civic din partea comunității afro-americane? Black Lives Matter. Din câte știu, au început ca un slogan, în sensul că, din nou, pe fondul multiplelor ucideri a oamenilor negri care au rămas fără răspuns, au rămas, din nou, ucigași care n-au fost niciodată judecați, n-au primit nicio pedeapsă, a venit ca un slogan și care a devenit e un fel acum de mișcare, cred că a devenit acum o organizație, o mișcare umbrelă la care se raliază multe alte grupuri care luptă pentru împotriva rasismului, de fapt, și de care nu sunt doar negri, pentru că parte din Black Lives Matter sunt și mișcări care luptă pentru drepturile latinoamericanilor, pentru Native Americans. Deci e mai mult o organizație umbrelă și ca un fel de principiu la care oamenii pot să se ralieze. Însă nu cred că e o organizație închegată cu o structură, o ierarhie și așa mai departe, ci mai degrabă un principiu. Geo, nu știu dacă ai auzit, Raul mai devreme presupunea cumva exagerând că în Statele Unite dar nu există democrație dacă sunt doar două partide se succed la puteri. Se pare că Marea Britanie tot așa se întrec laburiștii și cu ceilalți, dar nu ne plângem că n-ar fi democrație acolo. Îmi pare că și verzii au ceva de spus în regat. Da, aici sunt într-adevăr mai bine reprezentate cele două partide despre care ai spus, dar sunt la fel de bine reprezentați verzii, liberali, democrație. Adică mișcarea aceasta de opoziție la o anumită majoritate e vie în Marea Britanie, nu se poate spune că nu există. Acum nici nu are o foarte mare priză, pentru că se știe că britanicii prin natura lor sunt mai conservatori, nu în sensul de a fi toți fanii conservatorilor ca partid, ei ca popor sunt în felul ăsta, dar Nu se plânge nimeni de o lipsă a democrației. Protestează atunci când sunt nemulțumiți. Iau atitudine în general. Organizațiile
non-guvernamentale și non-profit au o dinamică foarte, foarte amplă și în felul ăsta s-a dezvoltat foarte mult, foarte mult coeziunea între ei. De exemplu, la declararea stării acesteia de pandemie, foarte mulți voluntari au sărit în sprijinul NHS-ului. Adică au o conștiință apartenenței la societate foarte dezvoltată britanice. Totuși, în aparițiile mai noi ale premier-ministrului, am văzut că pe tribuna aceea deja e alt slogan. Nu mai zice ajutați să salvăm sistemul medical, zice altceva mai general, așa mai împăciuitor, că mi se părea chiar obraznic. Ce se întâmplă? Marea Britanie a ținut foarte mult la mesajul de a salva vieți și prin protecția NHS-ului, în sensul de a nu avea o aglomerație pe care să nu o poată gestiona la un moment dat. Dar acum încep să se simtă în aer premisele unei relaxări destul de apropiate. Și din cauza asta se trece la un alt tip de mesaj. Poate să fie într-adevăr și în legătură cu campania electorală, pentru că vor fi alegeri, dar e în mare parte condiționată de faptul că se va reveni la condiții de restricție mai relaxate și probabil că asta înseamnă și mesajele despre care spui. Bine, pe de altă parte, Boris Johnson este o figură și nu poate să-l nege nimeni. Care luar de poziție foarte originale uneori, este foarte temperament vulcanic. În sfârșit, toată lumea îl știe. Dar asta nu afectează în mod decisiv mersul normal al politicii aici, cel puțin până în acest moment. Adică e ok. Putem face niște previziuni ce se va întâmpla în continuare? Aș vrea să intervin eu dacă tot s-a vorbit de sistemul american și predominat de cele două partide. Aș vrea să, republicanii și democrații, aș vrea să aduc aminte că există și verzii acolo și verzii sunt devin și o forță politică în Statele Unite, au filiale în toate statele, au avut și un candidat foarte bun la ultimile alegeri, o doamnă care cred că a ajuns destul de departe. Nu mi-aduc aminte cum se cheamă pe doamna candidata verzilor. Și acum verzii cred că s-au intrat și ei. Vreau să întreb dacă există ceva reacții din partea verzilor în Statele Unite. Pe Raul? Da, din câte am văzut, nu știu dacă este o reacție. Gabi, faci zgomot. Salutăm pe Gabriel Ursescu din Suedia, care face zgomot. Închide microfonul dacă nu vorbești. Servus. Ciao. Închide microfonul, Gabriel. Gio, închide-și tu microfonul. Îți aude muzică. Ok. Bineînțeles, există o poziție oficială a Partidului Verde de aici în care se condamnă violențele poliției și se cer schimbări în ceea ce privește organizarea și practicile autorităților polițienești de aici. Și, bineînțeles, sunt foarte multe persoane care sunt membri ai Partidului Verde de aici, care participă la proteste. Din câte știu, Partidul Verde este destul de puternic în Minnesota și din Minnesota este și o aripă destul de progresistă și în Partidul din Partidul Democrat. Au pe Ilhan Omar reprezentativ în Camera Reprezentanților de acolo. Deci există, cred, poziția ale Partidului Verde care se raliază în special în sprijinul manifestanților și împotriva violențelor poliției. De ce aștept? Nu știu, neavând reprezentanți la scară federală în
Congresul American sau în parte de putere executivă, e destul de greu, totul rămâne la nivel local. E destul de greu să se coalizeze pentru a propune anumite politici publice sau anumite legi care ar putea să treacă în Congresul American. De asta spuneam că e o democrație destul de imperfectă, pentru că întreaga putere până la urmă vine ori de la democrați, ori de la republicani. Restul, tot ce vine la societatea civilă, este mult mai dificil să ajungă să fie transpuse în legi sau politici publice. Gabriel, observ că a ieșit afară să aibă liniște și înțeleg că vrea să comenteze și el situația. Da, am grijă de viitorul mic care nu-mi dă pace atunci când sunt transmisiile. Mergem mai departe. Dragilor, pe scurt, vedeți, poate tot ceea ce se întâmplă, ori nu se întâmplă după voința noastră, sau se întâmplă într-o perioadă în care sunt foarte multe tensiuni. Și uitați că se suprapun în această perioadă foarte, foarte multe alte probleme, atât probleme specifice unor țări, cât și chestii mondiale. Și aici mă refer și la COVID și la problemele economice, tranzacțiile economice, locul de muncă, etc., etc. Dar sunt și probleme de ordin național, așa cum sunt cele din USA, care trebuie privite un pic separat, fiindcă Statele Unite sunt și cea mai mare putere militară, economică, cercetare, așa mai departe. Dar sub acest vis american stă mult gunoi, dacă îmi dați voie să o spun. Poate nu în statele americane unde și în orașele americane în care au o anumită bunăstare. Întâmplarea face că eu să călătoresc prin America acum câțiva ani de zile și am văzut multe zone unde existau multe probleme legate de locurile de muncă, și aceste probleme legate de multe locuri de muncă necesare, deci șomaj și așa mai departe, erau tocmai în comunitățile de negri. Și vine aici să fac o paralelă fără doar și poate cu comunitățile de rom, comunitățile de țigani, dacă îmi dați voie, sau cum și la marginea acestor comunități sau în cadrul acestor comunități stau și maghiari, stau și români, sunt familii mixte, etc., etc. Deci, dacă este să fac un scurt bilanț la ceea ce am spus acum, este faptul că să ne așteptăm la multe probleme sociale și pe viitor, inclusiv la noi. Și noi trebuie cumva să anticipăm și să învățăm din greșelile altora și din greșelile noastre istoric, ca să vedem ce putem face pe viitor. Nu mai putem lăsa lucrurile cu voia sorții. Și revin la politica din țară, sunt 30 de ani de faliment total, o clasă politică, o întreagă clasă politică în diferite partide politice a falimentat total. Și eu cred că noi, ca și verzi, indiferent unde suntem, în Statele Unite, în Canada, așa că suntem 5, 10, una alta, în Uniunea Europeană, în România, noi putem fi priviți ca și o alternativă. Și rog frumos cei care ne privesc și colegii care ne privesc, în special, să transmită mesajul public mai departe, fiindcă dincolo de problemele care sunt, trebuie să proiectăm și soluții. Și iată că eu cred că sunt soluții, dar să lăsăm lucrurile să se desfășoare așa cum se desfășoară, din păcate, tragic, și în America, și peste o săptămână sau două veți vedea că vom vorbi poate altcumva. Trăim zăremul turburi. Mai adaug aici, România este la graniță de Uniunea Europeană, este într-o zonă conflictuală. Și lucrurile pot lua niște turnuri foarte interesante dacă mai mari puterilor mondiale apasă pe accelerație sau trag sforile în această zonă. Deci atenție, atenție mare la treaba asta. Poate
vor spune unii că, domnule, uite de ce vorbește aici și una altă. Nu, lucrurile trebuie privite nu doar în comunitatea noastră, ci lucrurile trebuie să fie privite și la nivel mult, mult mai mare. Și asta înseamnă să vedem ce tendințe sunt și la nivel internațional. Deci nu numai în ograda proprie, ci și la nivel un pic mai mare. Vă rog, colegii din America, vedeți și dumneavoastră o tendință îngrijorătoare la scară globală sau sunt doar tensiuni legate de criza sanitară și de alegerile următoare și după ce va fi reales Trump sau va veni altcineva în locul lui, lucrurile se vor liniște? Microfonul, vă rog, vreți să vorbiți? Chris, încerci tu primul? Da, da. Deci ați lansat o opinie și ați lansat o opinie și mie mi se pare foarte interesant subiect de discuție, că e relevantă pentru România. Problema asta a două partide. Da? Sau unei grupări foarte mici de partide care monopolizează un stat pentru întotdeauna. Da? E o problemă foarte interesantă și e de mare impact pentru România. De ce? În opinia mea, este mai ușor și societatea tinde să se ducă către o simplificare a organizării, structurii, a conducerii, și cea mai mare simplificare pe care poate să aibă democrația este să ai numai două partide, că dacă ai numai un partid, chiar că nu mai poți numi democrație. Păi, da? Paradoxal, la noi, în barometri de opinie publică dincolo de Prut, moldovenii, majoritatea, vor să fie un singur partid, un singur candidat, că era mai ușor pe timpul sovietic. Asta mi se pare îngrijorător. Da, așa este. În situații de criză ai tendința să-ți găsești un tătucă care să te salvator, da? Un Julius Cezar, cineva. Să revin aici. Sau poate ăsta e modelul biblic, un mântuitor, să vină cineva să-i mântuiască, să-i fericească, să-i salveze. Cam așa. Dacă însă te muți către democrație, cel mai simplu model în care încă mai poți să mai ai pretenția că e democrație, să ai două partide. Da? Dar problema e următoarea. Atunci când societatea se diversifică extraordinar de mult, da, două partide nu sunt suficiente ca să exprime distribuția de păreri. Da? Și atunci tu trebuie să fii într-o situație ridicolă. Oamenii se zic că nu au cu cine să voteze. Deci eu nu mă pot duce la democrați pentru că au venit cu niște panorame de candidați pentru alegeri, Joe Biden, care uite ce vorbește, în timp ce vorbește, da? Ăla e lovit de scleroză. Dar nu ni se întâmplă fiecăruia să uităm uneori când avem prea multe gânduri, nu pățim toți Hillary așa Clinton, ceva? Hillary Clinton, care era de o înfumurare de zici că era Nefertiti, da? Deci ceva așa de neimaginat unde ajunsese nivelul de înfumurare la Hillary Clinton. Bernie Sanders, care e foarte de stânga, este adevărat că e un băiat foarte bun. Este extraordinar de bătrân. Bernie Sanders o să moară în fotoliu la Casa Albă dacă îl punem președinte. Democrații nu au ca și Trump. Mă scuzați că vă interrup. Da, nu cred că e mai în vârstă decât Trump. Așa. Deci, democrații nu au fost în stare să găsească un candidat reprezentativ. Republicanii, uite cu ce candidat papagal au venit, da? Și atunci o mare parte din societate zice, domnule, nu am în structura politică, n-am cu cine să votez. Și eu am fost la vot în California acum o lună jumate sau două luni jumate, când a fost vot la noi. Și cu ocazia asta, pe rosterul ăla, în afară de faptul că votez și pentru directorul de școală locală și pentru procuror și pentru judecător, aici votez pentru multe lucruri, erau, domnule, vreo 7 partide. Și vezi de la an la an că partidele astea care sunt deflectate, sunt ieșite de sub umbrela democraților și republicanilor, începe să le crească cota. Ponderea, da. De exemplu, verzii, acum tu discuți în Statele Unite de probabil 5 partide care în viitor vor începe să mai diversifice coloratura asta politică a structurii politice. Sunt republicanii democrații, sunt o separare din republican care se numește cum se cheamă, Tea Party, da? Există apoi verzii,
cu Jill Stein, care a fost candidata data trecută la alegeri și a făcut o prestație extraordinar de bună, și există și comuniști până la urma urmei. Da? Deci, ce cred că o să se întâmple, cum se va drege societatea americană, la următoarele alegeri se va diversifica un pic coloratura politică. Da? Din deci punctul ăsta de vedere... Tot rău spre bine până la urmă, nu? Da, și, dar și asta spun, din punctul ăsta de vedere, Europa stă mai bine, că aceste partide diversificate sunt mai frecvente în Europa. României ar pica foarte bine dacă ar rupe monopolul PNL-PSD și să introducă și alte partide. Păi cam asta e tendința, cel puțin în sondaje. Da, Gabi. Și asta cred că se va fi întâmplat. Da. Am să le salut pe, și salut cu această ocazie pe cei de la Canal Media. Domnul Popa spune niște chestii adevărate și substratul acestui fapt este criza de leadership. Și dacă noi ne-am învățat ca americanii să ne ducă în față tot felul de lideri providențiali din ce în ce mai buni și așa mai departe, acest lucru nu se mai întâmplă de ceva vreme și lumea rămâne foarte, să zic așa, concentrată pe mărirea, imensitatea asta de politică militară, economică care este America, dar și ei trec printr-o criză și mi-aduc aminte o poză foarte relevantă la o negociere de acum câțiva ani de zile dintre America și SUA, unde se vedea acolo media de vârstă a liderilor americani prezenți acolo, printre care și Trump, și delegația chineză, unde delegația chineză avea o medie de vârstă cam la jumătate decât media de vârstă a celor din America. Noi suntem la o răspântie de drumuri și din acest punct de vedere și cred că se potrivește acest exemplu și nouă în România, în sensul că și la noi este o criză perpetuă, din păcate, de leadership și este timpul noilor schimbări. Și eu cred cu tărie că Partidul Verde va avea un cuvânt de spus, inclusiv de la aceste alegeri, chiar dacă rolul nostru real, obiectivul nostru real sunt alegerile din 2024, s-ar putea să fim surpriza acestor alegeri din multe puncte de vedere, fiindcă noi am vorbit foarte mult și în cadrul intern și pe canalele publice, acolo unde putem, când vrem să căutăm oameni care sunt pro-democrație, care sunt anticorupție, care gândesc într-un mod sănătos. Și închei ceea ce vreau să zic acum, este o criză de leadership, cum o rezolvăm? Mulțumesc! Ne luăm soarta în mâini și încercăm să ajungem la butoane. Să vedem ce ne zic ro-americanii sau cum le zice, mai tineri. Da, Raul, văd că zâmbești, pregătit să vorbești. Bună, doar. Iar acoperi iar microfonul. Pardon. Da, cred că ce spunea domnul Popa la început e foarte important. Faptul că toate astea sunt niște probleme extrem de complexe pe care, din păcate, vrem să le tratăm într-un mod simplist și să găsim soluții imediate, care să soluții minune, care să funcționeze imediat și dintr-o dată totul să fie mult mai bine. Eu, aici în Statele Unite, mi se pare că sunt două foarte mari probleme istorice care vin din vremea războiului civil american și din vremea sclaviei, adică rasismul care există și o inegalitate socială în creștere foarte mare, pe care inegalitatea socială din Statele Unite nu e egalată nicăieri în Europa. Și cred că singurele soluții care pot fi, care chiar pot rezolva situația, sunt schimbări structurale sociopolitice. La fel cum au fost cele din anii 30, în momentul în care promovate de
Roosevelt, care au impus un nou sistem de taxare, au creat pentru prima dată drepturi sociale și așa mai departe, și care au redus foarte mult inegalitatea socială și au dat naștere boom-ului economic american de după cel al doilea război mondial. Însă, cred că în actualul sistem neoliberal, ca unui capitalism sălbatic, completat cu un rasism foarte pronunțat, nu văd în ce fel lucrurile ar putea fi rezolvate pe un termen mai lung. Pentru că, bun, îl iei pe polițistul ăsta, îl anchetezi, primește, nu știu, câțiva ani de pușcărie, însă va veni un altul. Bun, rezolvăm în orașul ăsta problema cu faptul că minoritățile nu pot să voteze, dar rămân totuși probleme în restul comunităților. De asta cred că nu putem vorbi de soluții fără să vorbim de schimbări majore, structurale, sociopolitice. Și cred că e la fel și în România, în primul rând. În România, cred că pe lângă faptul că sunt foarte puține partide și criză de leadership, cred că e și problema hipercentralizării statului, faptul că comunitățile locale din România au putere foarte mică. Nu există aproape deloc inițiative locale sau putere de decizie locală, astfel încât oamenii din comunități să poată să decidă pentru ei. Și totul este decis undeva în București, într-un birou, și implementat apoi în toată țara. În România mi se pare că o descentralizare reală cred că e foarte necesară. Dar cumva și o impunere a legilor, pentru că și în Statele Unite și în România avem legi bune, nu? Se interzice segregare, se interzice discriminare, dar ele se cam ignoră. Ia uite cât de autonom e și descentralizat primarul Cherecheș din Baia Mare, care a impus serviciile sociale să rețină de pe stradă toți cerșătorii, nu? Și să-i pună să lucreze în folosul comunității neremunerat. Deci iată a reinventat sclavagismul. Și nu se găsește nimeni să-l pedepsească. Au făcut câțiva mai ieri plângere la CNCD, dar până atunci omul speră să câștige alegerile locale. Încă un mandat. Are autonomie. Da, nu. Da. Sunt chestii foarte interesante ceea ce vorbim noi acum, și noi tindem să ne referim în cazul nostru la rasism și la tot felul de acte reprobabile, doar la și face paralela asta între negri din comunitățile afroamericane din Statele Unite și problema romilor zigănându-i în România. Dar nu uitați, dragilor, că mai există alte comunități, cum sunt cele ale indigenilor, dacă îmi dați voie, al americanilor care stau acolo de mulți, mulți ani. De milenii. Devenirea, exact. Indigenii. Care nu se vorbesc. Exact, și de care stau în anumite rezervații și acum. Asta una la mână. Doi la mână, trebuie să vorbim și despre rasism la adresa românilor din Europa. Fiindcă în acest moment sunt oameni și datorită pandemiei și-au pierdut locuri de muncă doar pentru faptul că sunt români. Nu uităm cum scandalul recent cu legat de Sparanghel și așa mai departe. Românii care lucrează mult, care sunt prost plătiți, care nu sunt care locuiesc în condiții mizere, bineînțeles, nu peste tot. Dar sunt aceste cazuri și haideți să vorbim așa cum ne place nouă verzilor verde în față și despre problemele astea. Fiindcă să nu uităm, și etnicii romi, țigani, maghiari și așa mai departe sunt cetățeni români. Dar în această masă trebuie să includem și românii care sunt uciși, sunt bătuți în diferite state din Uniunea Europeană, nu doar acum, ci ei au fost victime acestor acțiuni de ani și ani de zile, despre care nu se vorbește. Sunt poate zeci de români și românce care au fost uciși doar în Italia. Sunt cazuri de români care au fost uciși aici, în Suedia, unde stau eu, tocmai pentru faptul că erau cercetori din așa s-a nimerit, mă înțeleg? Acum este clar că vorbim despre cetățeni români, etnia deja nu mai contează. Deci sunt lucruri care, dacă este să le analizăm în mai mare detaliu, vorbim aici despre un fenomen. Aici nu mai este vorba despre
american, despre afroamerican, despre români, maghiari și așa mai departe. Este vorba despre un fenomen. Și acest fenomen, din păcate, se acutizează în condiții de criză și culmea, tocmai în perioade de ani electorali. Deci, stau să mă gândesc doar acum ce aș face eu dacă. Deci mă gândesc imediat în secundă următoare la soluții. Și eu cred că aceste evenimente ne dă o nouă posibilitatea ca și verzi să stăm serios, să vedem ce este de făcut și să găsim o cale cea mai bună ca să împăcăm pentru toată lumea. Dar primul lucru trebuie să stăm serios la masă și să analizăm și să facem un dialog permanent aici. Fiindcă este clar că ceea ce este valabil acum nu va mai fi valabil peste un an de zile, peste 2 ani de zile. Și aceste lucruri nu se pot rezolva decât într-un plan serios, dar dialog permanent, astfel că soluția să fie oarecum flexibilă și aplicată. Asta este opinia mea. Mulțumesc. Stimați domni, avem o oră de când vorbim și vreau să vă propun spre final să veniți cu niște concluzii. E mare pericolul revenirii nazismului, extremismului sau după criza asta lucrurile se vor redresa și vom continua să progresăm? Geo vrea primul pentru că se grăbește. Da, din păcate o să intru la metrou și o să per semnalul și aș vrea să spun în încheiere că extremismul nu va dispărea din lume sub nicio formă, fie că e de stânga, fie că e de dreapta. Însă important este ca cei care vin în afara acestui spectru al extremismului să vină cu soluții pe termen lung, soluții durabile care să scoată în primul rând omenirea din pasul în care se pare că s-a blocat pentru moment. Și într-adevăr, cum zicea Gabi, eu cred că e momentul verzilor acum. Vă mulțumesc tare mult și îmi pare rău că trebuie să părăsesc această discuție interesantă înainte să aud opiniile celorlalți, dar trebuie să intru la metrou. Vă salut cu respect. Mulțumim foarte mult pentru participare. Acum colegii din America să comenteze dacă e pericol sau depinde și de noi. Da, așa cum văd eu situația, ne aflăm încolțiți de o problemă economică. Datoria personală este înfricoșitoare în Statele Unite. Deci datoria publică este mic copil pe lângă datoria oamenilor. Da? Deci pur și simplu cumperi o casă și nu o plătești nici în 30 de ani. Și din acest motiv nu cred că există o soluție miraculoasă. Probabil că vom tări targa pe uscat mulți ani de acum și probabil că vom trece la un regim mai auster din punct de vedere al pretențiilor personale. Deci nu, oamenii nu se vor mai duce așa de mult la Ibiza, pe plaje și la Bacarale și la Las Vegas. Din punct de vedere al extremismului, toată această dificultate economică în care trăim va agrava probabil extremismul. Dar există și o lumină la capătul tunelului, că în orice problemă are și o față bună, și o față albă, și o față neagră. E adevărat, va crește extremismul și probabil și în România va crește. Dar în același timp va crește șansa pentru diversificare politică. Din punctul de vedere al partidelor care sunt pe pragul de a intra în Parlament în România, asta este o șansă istorică. Și ar trebui să o folosiți la cât mai mult posibil. Da? Pentru că oamenii atunci ajung la cabina de vot, în cazul Partidului Verde, să nu voteze Partidul Verde doar statistic, că a mai rămas, nu mai pot să mai votez, hai să iau la nimereală. Oamenii când ajung să zică nu mai votez PNL, nu mai votez PSD, nu îmi place mie de Barna, atunci ce a rămas să nu mai fie ales la nimereală, ce a rămas să fie ales pentru că a auzit de voi. Deci asta cred eu că e o șansă istorică, pentru că oamenii sunt copți pentru diversificare politică acum. Mulțumim, domnule Popa. Chris? Da, așa este, domnul Popa a făcut, Gabi? Domnul Popa a auzit, a fost pe ei anumite lucruri. Eu cred acum, citind și presa din alte teorii,
și interesat de fenomenul ăsta politic și având în vedere că suntem în an electoral, sunt ferm convins că accentele populiste, extremiste vor fi accentuate în această perioadă. Dacă ne uităm doar la noi în grada proprie în România, vedem diferite forțe noi care margează pe aceste sentimente extreme, chiar dacă ele sunt camuflate în partide noi de bună credință, e bine, nu este așa, fiindcă dacă ne uităm și analizăm mai în detaliu, vedem că în jurul acestor forțe se află diferite persoane care se castră pe garduri ca să își justifice ideologia politică, ceea ce nu este în regulă, și extremismul, rețineți, extremismul de orice natură, de fapt, nu este bun, indiferent că este vorba de cel de parte stângă sau dreapta, dacă ne referim la cele două mari poluri politice. Mă bucur eu unul personal că am ales Verdi, care au natura lor o abordare de centru, o abordare legată de echilibru, și cred că aici trebuie să rămânem toți cetățenii României. Hopul nostru cel mare ca și nouă forță politică România constă în strângerea de semnături, fiindcă eu cred că odată strâns aceste semnături, atunci vom putea avea candidați și vom putea fi surpriză plăcută alegerilor care urmează. Așadar, trebuie să muncim. Asta ne lipsește tuturor verzilor din toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, Gabi! Avem noroc că la alegerile locale nu sunt necesare semnături, dar avem nevoie de candidați principiali, corecți, curajoși, care să vrea să se implice în lupta politică și să poată explica oamenilor că sunt o alternativă credibilă. Raul? Da, eu, sincer, sunt destul de îngrijorat, pentru că nu aș vrea să minimizez deloc pericolul extremismului. Vedem, de exemplu, în Brazilia, faptul că Bolsonaro și suporterii acestuia cer în mod direct acum suspendarea Curții Supreme și a Congresului Brazilian și reintroducerea dictaturii militare, care a fost la putere în Brazilia până prin anii 80, pentru că au deschis o anchetă împotriva lui Bolsonaro. Deci pericolul unei dictaturi sau pericolul unui regim extremist cred că este foarte reală și trebuie să fim foarte vigilenți. De cealaltă parte, sunt total de acord cu domnul Popa, faptul că asta reprezintă și o oportunitate pentru noi. Cred că o mare greșeală ar fi aceea de a deveni conservator și de a răspunde acestui extremism prin apărarea sistemului actual care a produs extremismul respectiv. Și cred că un răspuns potrivit ar fi acela de a fi curajos și chiar de a propune alternative din punct de vedere a politicilor publice curajoase, care până la urmă să nu rămână în secolul 20 și să fie în același limbaj și aceeași mentalitate a secolului 20, ci să vorbim în mod real ce înseamnă, de exemplu, crearea unei comunități sustenabile, promovarea comunităților sustenabile, ce înseamnă lupta împotriva rasismului, împotriva inegalității sociale, astfel încât să fim o alternativă reală și nu una doar pe hârtie, atât împotriva extremiștilor, cât și a actualului sistem sociopolitic care, din nou, a produs problemele pe care au dus la existența acestor curente extremiste. Mulțumesc, Raul. Chris? Mulțumesc și eu. Va fi mai rău sau e loc și de bine? Păi da, în mare parte tot a fost spus, dar văd, sper că din tot asta o să iasă o lege care este în vorba modernă, nu este din limbajul acum 200 de ani, ceva care este înțeles de lumea de acum, știi, e mai bine, dar e foarte posibil să fie extremist, suntem vulnerabili acum, în societatea noastră, dar și în toată lumea, suntem văzută mai vulnerabil. Și sper că o să fie bine, o să ieșim din asta cu legile și cu oameni buni.
Deci, eu cred că depinde și de noi, depinde și de implicarea noastră. Domnul Silviu Dumitru, dacă vrei și dumneata să intervii, de aici, de la București, suntem numai doi, cu o concluzie și cu o previziune. Microfonul. Da. Aș vrea să spun și eu același lucru, că trebuie să vină vremea schimbării. Poate ce se întâmplă acum în America este un trigger, declanșează niște schimbări de sistem în Statele Unite, care vor schimba și sistemul de vot. Poate la un moment dat, nu știu cum se va întâmpla, dar și în România avem nevoie de schimbare după 30 de ani în care partidele actuale s-au rotit între ele, de fapt sunt cam aceleași persoane. Și se dovedește, este nevoie de schimbare la nivel mondial, poate și criza asta de sănătate, criza economică, cred că poate provoca aceste schimbări. Bineînțeles, există pericolul și al extremismului, pentru că acolo unde există sărăcie și inegalități sociale, pot apărea și sunt partide, oameni care profită de aceste lucruri, se constituie în partide, merg pe un discurs populist, mai și câștigă. Dar noi verzii, aici în România, avem, deja cred că ne-am găsit calea, drumul, avem un lider, deci vorbim de leadership, la momentul acesta avem un lider, Florin Cărinescu, este o voce, trebuie să ne facem o echipă dintre oamenii normali, nu avem nevoie să ne vină alții politicieni sau să ne spună ce să facem, cred că și noi știm foarte bine ce ne trebuie, deja ne-am făcut un program politic, la care invit și ceilalți colegi care n-au participat, este aproape un draft, aproape gata. Și vrem oamenii, este nevoie de implicarea oamenilor în politică, concluzia, pentru că, stând deoparte, nu rezolvăm problemele, trebuie să intrăm în sistem, trebuie să schimbăm pe actualii care au dus țara în acest stadiu. Deci, fără frică, curaj și implicare politică, verzii vă așteaptă rândurile lor. Și la următoarele alegeri, noi credem că vom avea și rezultate. Asta e primul pas. Urmează 2024, dar sper că după aceste alegeri și să se țină la termen, pentru că există o tendință, este tendința partidelor actuale ca să amâne alegerile și locale și parlamentare, ceea ce nu ar fi bine deloc să se întâmple lucrul ăsta. E vorba să amâne alegerile locale cu un an de zile, este o propunere depusă de UDMR, și care este susținută de PSD, nu știu PNL-ul ce va face, vedem ce se întâmplă, și la fel și cu parlamentare, se pare că o intenție să le ducă la anul, să se țină la anul. Deci sunt oameni profitori de sistem, mai ales că acum au auzit că se vor aloca României 34 sau 33 de miliarde din planul acesta de redresare economică ale Uniunii Europene, și se pare că interesul, cum la noi politica s-a făcut tot timpul pe interese de grupuri și personale, există un interes ca să stea cât mai mult la puterea actuală, ca să poată să înceapă să se fructe din acești bani de la Uniunea Europeană. Sperăm ca verzii și poporul să împingă cât mai repede să avem acel loc aceste alegeri și să facem o schimbare, pentru că altfel nu e bine deloc. Dacă o să amâne alegerile, o să câștigi un an de proteste. Eu sper că sunteți pregătiți și pentru proteste, nu? Pentru exprimarea în stradă. Stimați domni, mulțumesc foarte mult pentru participare. La emisiunea au fost Chris Garvan, Gabi Ursescu, Geo Negrușer, care a plecat din Marea Britanie, domnul Radu Popa, Raul Galan și șeful meu din partid, Silviu Dumitru, sau colegul nostru din secretariat. Da, 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 suntem colegi, parteneri și toate alea. Mulțumesc tuturor pentru participare, seară bună, ne vedem miercuri și vineri, tot de la ora 7. La revedere! Mulțumim, la revedere!